Bună ziua, prieteni. Am vorbit în repetate rânduri din platoul Via Cluj TV despre grija față de mediu, despre utilizarea rațională a resurselor pe care le avem și despre gestionarea smart, inteligentă a deșeurilor pe care le producem noi, în calitate de comunitate, în calitate de societate foarte activă din punct de vedere economic, social și care, iată că în ultimii ani a descoperit și faptul că trebuie să avem o grijă mai mare față de mediu. Una dintre resursele cele mai importante de care dispune comunitatea noastră este APA. Invitatul meu de astăzi este domnul Croitoru, directorul de relații publice al companiei de apă și Mă bucur tare mult să ne revedem aici la Via Cluj TV. Mulțumesc pentru invitație și eu mă bucur să vă revăd. Salut pe toți telespectatorii dumneavoastră. Sunt trei lucruri pe care aș vrea să le abordăm pe rând în această discuție. Este vorba, în primul rând, de uh, utilizarea rațională a apei în gospodării. Doi, de modul în care noi, uh, în calitate de. Actor de beneficiari ai acestei resurse, trebuie să avem grijă de apă, inclusiv de apele uzate, și apoi despre un proces de educație care a început timp de după căderea comunismului și care acum produce rezultate din ce în ce mai bune dacă este să ne luăm. După cifrele care arată că totuși crește gradul de colectare selectivă a deșeurilor Nu mai aruncăm așa de multe deșeuri în natură Deși cantitatea care ajunge încă este mult mai mare decât ne-am dorit cu toții Și trei, o grijă mult mai mare față de resursele de care dispune comunitatea noastră Indiferent că vorbim de energie, apă sau, sau alte resurse Inclusiv aerul e o resursă foarte, foarte importantă, dar acum vorbim despre apă. Uh, dacă ne întoarcem la prima temă, la, uh, rați, la consum rațional, inteligent, cred că uh, acesta e un termen mai potrivit ca să nu Așa. ne aducem aminte de raționalizările exact. de pe vremea comunismului, <laughs> <Ne laughs> vorbim aici de consumul da. smart de apă. Care ar fi lucrurile pe care ar trebui să le vedem atunci sau să le avem în minte, să le imaginăm atunci când deschidem robinetul? Da, deci am făcut atâtea investiții în infrastructura de alimentare cu apă și de canalizare. În paranteză, peste 600 exact. de milioane deci, de euro. Am avut tot sprijinul și al Consiliului Județean Cluj ca și acționar majoritar, al ADI, al Asociației de Dezvoltare, care reprezintă autoritățile din zona noastră de activitate, a celorlalte autorități publice locale. Am adus atâtea investiții. Uh, pentru o parte pentru a optimiza furnizarea apei, astfel încât ea să decurgă în condiții de siguranță, continuitate și calitate. Problema menționați într-una din uh, emisiunile anterioare, cât de norocoși suntem noi, Clujenii cel puțin, uh, salăjenii mai puțin, Acum și ei da. acest, vor fi, da. <coughs> să sperăm, de această resursă de lanț de bazine hidrografice din amonte de Cluj, de unde vine o apă, de cali apă brută de calitate uh, gravitațional, nu trebuie să o, o pompăm, să Ate mai timp. De. Da, exact. Totuși, această resursă nu este inepuizabilă. Capacitatea sistemului nu este nelimitată, a sistemului de distribuție a apei potabile. Nu Costurile este... trebuie să fie rezonabile. Costurile mă, sunt un aspect subsidiar, dar da. vorbim aici de niște rețele realizate conform unor normative, care să țină cont de un consum maxim, de un consum mediu și așa mai departe. Ei, vine o vară cum am avut și acest an perioadă extrem de lungă de călduri caniculare, în care toată lumea, în particular în, în zona rurală, dar și în mediul urban, au, folosit, au început să folosească apa potabilă din sistemul de distribuție pentru a uda curțile, gazonul, a umple piscinele, a face grădinărit și mică agricultură, sere și așa mai departe. Ei, aceste resurse în unele locuri, în unele perioade din această vară au dus la supra-solicitarea sistemului în pofida acestor investiții și au făcut ca aceia care foloseau această resursă în acest fel, să nu se mai gândească la vecinii lor mai depărtați pe aceeași linie de alimentare cu apă, care ocazional au rămas fără apă. Aici mă referăm la costuri. Când mă referăm la costuri, nu mă referăm la preț, nu la da, costuri da. de financiare, ci și la costurile pentru societate și pentru mediu. Exact, exact. Deci, atunci, așa cum a spus foarte bine, nu este vorba să economisim apă sau să raționalizăm apa. Nu este vorba de asta. Dar un consum uh, inteligent, cum bine a zis, uh, poate să ne ajute. Să ne asumăm și principiul de responsabilitate și solidaritate socială. Adică eu consum apă uh, pentru scopuri care nu sunt strict legate de uh, gospodărie și vecinul meu de mai jos rămâne fără apă și pe mine nu mă interesează, nu mi se pare o atitudine corectă. O gestiune smart are presupune să folosim apa potabilă pentru scopul pentru care este livrată și sursele locale exact. de apă de calitate mai scăzută pentru udatul exact. grădinii, pentru zarzavaturi, pentru uh, adăpatul animalelor și așa mai exact. departe. Deci există o prevedere legală că alimentarea populației cu apă potabilă a populației în astfel de situații este prioritară. Este clar. Sunt alte prevederi legale care descurajează, inclusiv cu o amendă contravențională, utilizarea apei potabile din alte, pentru alte scopuri decât pentru satisfacerea nevoilor de uz casnic. Deci, udarea, deci umplerea piscinei. Am primit sesizări de genul. Nu mai am presiune la, cum se spun, aspersoarele acelea de, de udat gazonul. Păi Scuza-mă, dar când oamenii nu au apă pentru că le consumați apa pentru datul ierbii, înțeleg că așa este important, dar există ce spuneați, există alte fie, surse. Da, categorii. Ei, alte Inclusiv surse, apă care vii, a... Apei uh, pluviale, Aşa, care pot să fie. O noi este importantă. posibil să, să avem în curând un schimb de experiențe cu Israelul pentru acest concept cu totul inovativ în România de utilizare a apei gri, adică tratarea suplimentară a apelor uzate pentru a putea fi folosite în astfel de scopuri. Am văzut. Uh... La colectarea apelor pluviale, oamenii se plâng că plătesc prea mult în perioadele cu precipitații de data asta plătesc prea mult factura de preluare a apeilor, apelor meteorice. Scăpați de această factură, rezolvând gestionarea, reținerea și gestionarea apelor pluviale pe proprietate. Îngropați un rezervor, dirijați acolo apele de ploaie, după ce a trecut ploaia, o puteți scoate, filtra, folosi la irigații, la stropit, la mai știu eu ce. este foarte, foarte importantă educație. Vreau să vă relatez două cazuri, foarte pe scurt. Unul, uh, apropo de apagrii. în Iordania, Iordania s-a confruntat cu o mare problemă de... Uh, acces la apă. Israelul, uh, după ce cele două țări au semnat tratatul de pace, a livrat Iordaniei apă gri pentru agricultură și unii oameni au consumat-o, și s-a ajuns în niște situații sanitare total neplăcute. Deci, atenție mare când vorbim de apă gri. Cred că uh, entitatea pe care o reprezentați, compania de apă Somes, uh, uh, a, a făcut foarte bine pentru că a început deja educarea oamenilor cum să utilizeze această resursă uh, și doi, uh, o altă situație tot așa neplăcută în sudul țării, în uh, zona Bucureștiului, oamenii pur și simplu irosesc apa de ploaie care se scurge pe câmp lângă casă, sunt uh, diverse cartiere comunități dezvoltate lângă București uh, care nu au niciun fel de rețea de canalizare și apoi se plâng de secetă. Nu s-au îngrijit să da. gestioneze această Da Va trebui să lucrăm serios la mentalul colectiv, la mentalul social, pentru că în ziua de astăzi uh, sunt inclusiv proiecte de astfel de uh, uh, tratare a apei gri încât să poată fi consumată de oameni, dar sigur va fi greu de învins acea rezistență mentală, cum să beau eu astfel de apă, dar este posibil. Sunt locuri în lume unde s-a început s-ar putea ca în zonele unde este deficit de apă să devină o practică curentă în, în viitor. Noi, noi la Cluj suntem în zona aceasta a suntem fericiți da. pentru că avem acces la apa de bună da. calitate din munții Apuseni. Gândiți-vă că o mare parte din această apă provine din zone total nepoluate din parcul natural Apuseni. Apa gri este o resursă nemaipomenită pentru agricultură. Da. Bun, oricum, și atunci eforturile noastre de conștientizare, de informare, merg pe două direcții. Odată, aceste campanii de încetare a utilizării sau descurajare a folosirii apei în alte scopuri decât pentru scopurile scasnică, descurajarea apei de folosit pentru agricultură, grădinărit, udat și așa mai departe și această campanie este anuală în perioada premergătoare apariției valurilor de căldură și durează toată, toată vara. Folosim o varietate de mijloace de a-i convinge pe om, pe, pe, pe cetățeni, pe concetățenii noștri, pe clienții noștri și sigur că, cu titlul strict de recomandări, derulăm de și o campanie de, știu eu, de niște sfaturi, la urma urmei de bun simț, cum să facem niște economii din buzunarul nostru a fiecăruia în utilizarea apei din gospodărie. Adică, sigur, nu mai face o, o baie de 30 de minute, să umpli vana, fa un duș de 5 minute. Sunt uh, dispozitive mecanice așa. care cresc presiunea și e, reduc consumul și de apă. Și reduc consumul de apă, deci utilizați dispozitive la baie, la chiuvetă și așa mai departe uh, uh, cu economie de apă. Uh, nu spălați mașina cu furtunul acasă, duceți-o la spălătorie. Costă mult mai puțin. <laughs> da. Așa se pare pe, pe. Da. Deci, tot felul de sfaturi de, de, de genul acesta, care noi, sigur, doar cu titlul de recomandări. Și, mă rog, sper, avem astfel de campanii legate de utilizarea economică a apei și legate de, evident, de canalizare. Bun, dumneavoastră ați luat și bani europeni, vorbim aici de cel mai mare proiect din această parte a României. 355 de milioane de euro pentru a crea un sistem smart de alimentare cu apă și de gestiune a apelor uzate. La finalul acestui proiect, 99% dintre locuitorii din Cluj și din Sălaș vor avea acces la rețeaua de alimentare cu apă, și 95% la rețeaua de canalizare. Sunt niște procente similare cu cele din Europa Occidentală. Este realist acest proiect? Este, este realist, este o condiționalitate, deci toate investițiile vor duce la acest rezultat, să sperăm că vom reuși, suntem oarecare măsură, convins că vom reușit, nu deci mă rog, avem niște dificultăți în procesul de contractare, toată lumea știe ce dificil este procesul de achiziție publică mai sunt materiale în, România, pentru în România, dar în rest investițiile noi suntem încrezători că le vom finaliza până în 31 decembrie 2023 iar rezultatul va fi acesta. Pe teren cum arată acesta? lucrurile? Progresul contractului este uh, mulțumitor uh, pentru contractele deja demarate ca și lucrări. Avem altele care au fost încheiate recent, care sunt în perioada de pregătire a investițiilor și mai avem câteva contracte uh, în proces de atribuire de, uh, prin sistemul național de achiziții publice PSA, postate sau urmează să fie postate. Sperăm să putem semna în foarte scurt timp și al doilea contract referitor la acea aducțiune majoră Cluj-Sălaj. Mai sunt desemnat cele două contracte de lucrări, rețele de apă, extinderi și reabilitări, apă și canalizare în Cluj-Napoca. Vor, vor urma probabil niște perioade de deranj. De pentru populație când vor demora aceste lucrări. Dar nu putem să facem omlete fără să spargem <laughs> Da. Dar, repet, acesta va fi rezultatul efectiv al programului la finalizarea proiectului, ca să nu mai vorbim de potențialul efect benefic în continuare după finalizarea proiectului. Dar dacă facem un zoom out, ne uităm așa cu... O privire de vulturi în zbor. Ca să glumesc puțin, vom vedea că acest uh, proiect va presupune uh, practic o scădere a presiunii asupra surselor locale de apă, care sunt esențiale în perioada de secetă pentru agricultură uh, și pentru adăpatul animalelor. Deci, uh, practic, reduce semnificativ șansele unei secete extreme într-un anum într anumit areal. Și doi, gestionarea uh, corectă, inteligentă a apelor uzate înseamnă că apele gri rămân disponibile pentru agricultură sau pentru alte activități asociate uh, agriculturii și acest lucru, după socotele mea, înseamnă și reducerea Uh, schimbărilor climatice, adică schimbările climatice care s-au produs ca urmare a industrializării, a activităților demarate de omenire încă din secolul al XVIII-lea, uh, vor fi mai puțin pronunțate ca urmare a realizării acestui uh, proiect. Am intuit bine? Am calculat bine? Putem lua un exemplu concret aducțiunea, da? ceea ce probabil va fi cea mai lungă aducțiune de apă potabilă din România, 164 de kilometri cu încă 5, 150 de kilometri de ramificații. Intenția noastră este, din perspectiva experienței trecute uh, cu efectele schimbărilor climatice, este uh, de a elimina complet vulnerabilitatea localităților, de regulă, rurale, pe care le deservim în prezent, de sursele locale care sunt uh, influențate de aceste efecte ale schimbărilor climatice. Înghețul, uh, căldura, deci seceta, ploile torențiale, oricât ar, de ciudat ar putea părea, toate afectează aceste surse. Dolori locale. Accidentale, inclusiv cu materie organică da, produsă de gospodărie. Da, da, așa e. Ei, eliminăm aceste, uh, aceste surse locale. Alimentarea tuturor acestor localități sau mari, mari uh, părți a acestor localități se va face dintr-un sistem centralizat, din această abundență a noastră, din amonte de Cluj, la Cutarnița, Gilău, Somesul Cald. Iar sursele locale, nemai având uh, nevoie să fie, uh, știu eu, investiți bani în tratarea apei, vor putea fi folosite ca și apă de, uh, de regulă de bună calitate pretabilă pentru agricultură, grădinărit, animale, cert. Deci vor, deveni, vor fi disponibilizate aceste surse locale. Lipsind consumul intensiv al populației din aceste surse, ele vor putea rezista mai mult și pe perioade de secetă. Deci, uite, un scenariu pe care este, care este extrem de probabil nu doar posibil, ci și probabil, uh, uh, urmarea acestor investiții pe care noi le facem. Din punctul de vedere al uh, canalizării, așa cum am spus, toate investițiile în sistemul public de canalizare au ca scop și sănătatea publică, dar și calitatea mediului, și care, la rândul lui, se reflectă asupra calității apelor brute folosite pentru potabilizare. Deci, un, uh, un cert natural care este în centrul preocupării noastre. Mie mi îmi place foarte mult uh, acest proiect, uh, pentru că trebuie să mărturisesc că uh, cred că singura noastră șansă este să avem grijă de resursele uh, pe care le avem uh, la dispoziție. Dacă ne-am bate joc de ele, din fericire nu se întâmplă acest lucru. Uh, are apărea mari probleme economice și sociale, și sper ca noi, în calitate de beneficiari ai acestor investiții, care sunt realizate și cu ajutorul Uniunii Europene, să învățăm că trebuie să le utilizăm cât se poate de inteligent, să generăm o valoare cât mai mare din utilizarea lor și să fim recunoscători uh, pentru faptul că avem acces uh, necondiționat la astfel de resurse. Da. Nu este doar o speranță, este și un mod de a face lucrurile. După cum știți, noi avem atât pe lângă aceste campanii de conștientizare, informare a adulților, dar avem uh, o, un program educațional pe probleme de protecție a surselor de apă și a mediului în general uh, pentru copii. Copii și tineri este un program de succes, demarat în 2003, a ajuns la maturitate și a avut rezultate remarcabile nu doar în formarea viitorilor cetățeni care vor prelua de la noi gestionarea resurselor de apă și a mediului dar uh, și uh, schimbări de comportament ale părinților, ale familiilor acestor copii care au trecut prin programul educațional, ceea ce este un, un câștig. Vă mulțumesc tare mult, domnule Croitoru pentru participare la această emisiune. Vă invit cu mare drag să, să reveniți. E o temă care pe mine mă pasionează. Mulțumesc, mulțumesc și eu pentru invitație. Voi reveni cu drag. Fietn, vă mulțumesc și vouă. Ne vedem pe net. Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată din Județele Cluj și Sălaj în perioada 2014-2020. Proiect cofinanțat din Fondul de Coeziune prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.